I s-a făcut rău și a leșinat în sala de operație. Colegul meu, Horațiu Tudor, a trecut prin momente groaznice. A vrut să stea lângă marea bănică în timp ce ea își făcea o intervenție la picior, doar că, fiind mai slab de înger și de inimă, reporterul nostru s-a făcut una cu pământul. Vedem imaginile, apoi comentăm cu cei doi. Momente groaznice pentru Horațiu Tudor. Reporterul Acces Direct a fost prezent în sala de operație a unei clinici unde marei bănicăi s-au făcut infiltrații la piciorul stâng. Domnule doctor, spuneți-mi, vă rog, cât de gravă este această intervenție și în ce constă? Mara a suferit un accident rutier unde a avut o fractură de calcaneu la calcaneul stâng, la piciorul stâng, și a fost tratat ortopedic, deci fără operație. Copleșită de teamă și emoții, Mara a început să plângă. Doare? Ai zis că ești curajoasă. Bunul ei prieten, Horațiu, a încercat să o încurajeze, însă lucrurile au scăpat total de sub control. Horațiu! Stai, dragă. Hai, mă, Horațiu. Din cauza emoțiilor foarte puternice, reporterul trăznit a suferit o cădere de calciu atât de puternică încât a leșinat. Horațiu Tudor a încercat să-și mascheze starea de rău în timpul operației, tocmai pentru a nu-i deranja pe medici. Însă colegul nostru nu a putut suporta să o vadă pe Mara cum țipă de durere și, speriat, a început să urle și el. Asta e anestezie, gata. Mara! Băi, Horațiu, taci, cum pare rău. Medicii au dat dovadă de sânge rece în fața acestei situații neprevăzute într-o sală de operații. Doar că, la un moment dat, Horațiu Tudor a leșinat. Imediat, atenția medicilor s-a îndreptat către colegul nostru prăbușit pe podea. Băi, Horațiu! Chemă pe cineva, te rog. Băi, chemați pe cineva, mă, ce drag! Da, mă, aia. Panica a atins cote maxime. Medicii nu știau cum să se mai împartă între cei doi, de acum pacienți. S-au grăbit să-i ofere primul ajutor reporterului nostru, căruia i-au pus o mască de oxigen și i-au luat tensiunea. Într-un final, Horațiu s-a trezit în rezerva destinată marei bănică, înconjurat de medici și, surpriză, intervievat chiar de prietena lui, Mara. Horațiu, ce-i cu tine? Ce-ai pățit? M-am speriat foarte rău. Și cred că am avut și o cădere de calciu. Când te-am văzut așa... Lasă căpuțul jos așa. Mă bucur că ești bine, Mara. Asta contează.